Ștefan Răduț este vicepreședintele Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă, care a experimentat pe propria-i piele această boală. În 2011 a fost internat la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în pavilionul Zerlendi, care din cauza stării deplorabile în care arăta, l-a băgat pe Ștefan Răduț în depresie. S-a închis între timp acest pavilion și sediul donat de boierul Zerlendi în urmă cu 130 de ani va beneficia de bani europeni pentru construcția unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei. Dar sunt încă multe alte clădiri în țară aflate în stare jalnică în care sunt nevoiți să se trateze românii cu TBC. Recent acoperișul sanatoriului Marila de la Oravița s-a prăbușit. În unitatea sanitară erau peste 60 de pacienți cu TBC și bolnavi cronic când s-a produs incidentul. În România, atât copiii cât și adulții diagnosticați cu tuberculoză primesc spitalizarea, tratamentul și consultațiile de control gratuit, dar e necesar ca astfel de servicii medicale să fie acordate în unități sanitare sigure și care au condiții decente de spitalizare, mai ales că nu sunt deloc puțini românii diagnosticați cu tuberculoză. România, practic, este fruntaș cu ghilimelele de rigoare la incidența tuberculozei. Suntem primii din Europa. Ce se întâmplă de e așa de mare incidența, mai ales în mediul rural? Sunt câteva județe campioane, Dolj, Neamț, Olt. Ce se întâmplă efectiv în aceste județe? Până să ajungem la județe, a spune că noi avem o istorie nefericită din punct de vedere al tuberculozei. De asta avem în continuare, suntem pe primul loc în Europa ca număr de pacienți. Istoric venim de pe vremea comunismului cu numere mari. Tuberculoza e o boală care se transmite prin aer, iar în momentul în care ai surse multe, în momentul în care ai mulți pacienți, e clar că ai mulți și mulți viitori pacienți. În timpul comunismului nu se raportau toate cifrele. După aceea, din anii 90, când au început să raporteze cifre și mai cu seamă în anii 2000, când a fost un vârf de incidență, erau în jur de 30.000 de pacienți noi pe an. Deci gândiți-vă că aveam 30.000 de oameni noi care puteau infecta alți oameni. Și din ăștia infectați, o bună parte dintre ei se îmbolnăveau și anul următor aveam alți 30.000. Partea bună e că acum, după 20 de ani, din anii 2000, avem doar 10.000 de pacienți noi. Adică nu mai sunt 30.000, sunt doar 10.000 și cifrele scad. Ce se întâmplă în județele astea de care amintează noastră? Sunt județele sărace ale țării. Sunt în general pe zona de sud, dacă vă uitați așa pe hartă, pe zona de sud, incidență mare, și pe zona de Moldova. În centru țării și în vest, incidența e un pic mai mică. Sunt județele sărace, sunt județele în care șomajul e foarte mare. Asta e principala cauză, să zicem așa. Nu sunt neapărat județe foarte aglomerate. Pentru că tuberculoza are tendința asta de a crește în momentul în care există o aglomerație de populație. Să vă dau un răspuns așa, fără să vă spun cu subiect și predicat. Am întrebat și eu colegii din Norvegia. În Norvegia, în anii 60, tuberculoza era mult mai rău decât era în 2000 în România, adică se murea pe capete la propriu de tuberculoză. Și am întrebat și eu, băi, ce ați făcut de ați ajuns acum să mai aveți doar 200-300 de cazuri pe an? Și au zis, am fost concentrați pe sistemul medical, am investit în sistemul medical, am încercat să găsim pacienții, să-i tratăm, iar în același timp, nivelul țării s-a dezvoltat, nivelul de trai a crescut. Și atunci au scăzut cifrele tuberculozei. În perioada pandemiei, lucrurile au părut a fi ceva mai bine, în sensul că au fost depistate mai puține cazuri de tuberculoză. Dar asta nu înseamnă că ele nu au existat sau nu există. Cum stăm la capitolul căutare a culâncarul cu fân? Stăm bine și nu neapărat. Stăm bine la capitolul căutare pentru că în ultimii ani există programul ăsta de screening, de depistare activă a tuberculozei, în care se duce cabinetul medical la om în sac și îl depistează.
Numai că ca omul să fie depistat, trebuie ca și el să vrea, adică trebuie să se ducă să se testeze chiar dacă e foarte aproape de el, e la primărie sau știu eu, la școala din sat, totuși el trebuie să se ducă acolo ca să-l depistăm. Perioada pandemiei a însemnat un coșmar pentru tuberculoză. Dacă înainte de pandemie ne puteam gândi la faptul că poate în 2035 o să avem niște cifre foarte bune, adică să fim undeva la nivelul Norvegiei de astăzi, să zicem, băi, tuberculoza nu mai reprezintă așa o boală cu potențial mare de a te îmbolnăvi în România, ne puteam gândi la asta înainte de pandemie. Acum nu ne mai putem gândi la chestia asta. E clar că oamenii nu s-au oprit din a se îmbolnăvi de tuberculoză, s-au îmbolnăvit în continuare. Poate și de asta a crescut foarte mult în zona rurală, pentru că oamenii au avut un acces deficitar la se duce la... au avut un acces deficitar la spital. Spitalele care tratau în general tuberculoză au devenit spitale COVID. Atunci oamenii ori nu s-au mai dus pentru că nu au avut unde, ori nu s-au mai dus de teama COVID-ului. Deci au fost două direcții pe care au cumva obligat oamenii să se ducă la diagnostic. Cu medicii cu care am vorbit în ultima vreme, toți îmi spun același lucru. Vin forme de tuberculoză foarte avansate. Medicii mai în vârstă spun, n-am mai văzut forme de genul ăsta de acum 20 de ani. Medicii mai tineri spun, n-am văzut în viața mea așa ceva. Vin forme foarte avansate, că oamenii au stat foarte, foarte mult până au ajuns la doctor, din cele două cauze pe care mi-am spus mai devreme. Probabil sunt și foarte mulți care au murit în perioada asta și care n-au primit un diagnostic, nu știm dacă au murit de tuberculoză sau nu. Probabil sunt și mulți care s-au infectat, că automat dacă oamenii au stat și nu s-au dus la doctor să se trateze, au putut infecta cercul de apropiați. Aspectele pozitive sunt totuși, ale pandemiei, sunt două din punctul meu de vedere. Faptul că totuși am interacționat mai puțin și atunci am scăzut și riscul de a transmite tuberculoza, asta pe de-o parte. Și pe de altă parte este portul măștii, care mi s-a părut genial și mi s-a părut o experiență atât de bună pentru noi ca români, pentru că noi nu aveam cultura asta a purta mască. Dacă ne uităm la asiatici și vedem că vin și în România, merg în Europa, tot timpul sunt cu mască la gură, în aglomerații. Noi îi credem niște ciudați. E bine, e un comportament extrem de sănătos să porți mască în toamna când începe să crească gripa și să porți mască în general pentru a te proteja de tuberculoză. Pentru că dacă... ăsta e un aspect la care probabil nu ne-am gândit sau mi s-a părut foarte dificil de abordat. Dacă toți oamenii ar purta mască în România, probabil în 3 ani n-am mai avea foarte multă tuberculoză. Și cred că și asta a ajutat la a scădea totuși un pic cifrele, faptul că au fost obligați să purtăm mască în perioada asta. Și pentru că ați vorbit de pandemie și de COVID-19, găsesc câteva similitudini între pacienții cu tuberculoză și pacienții cu COVID-19. Una dintre asemănări sau dintre impuneri este izolarea la domiciliu pentru pacienții cu tuberculoză, cel puțin în primele săptămâni de tratament. Cât de dificil sau greu a fost să înțeleagă tot ce se întâmpla apropo de pandemia de COVID, având în vedere că erau obișnuiți cu anumite restricții? Acum, dacă ne referim strict la tuberculoză, într-adevăr, e o corvoadă. Dacă ești un om activ și te duci să te duci la doctor și te diagnostichează cu tuberculoză și îți spune că trebuie să stai în casă sau trebuie să te internezi o perioadă de timp, E fantastic de greu, vă dați seama. Pentru un om care e activ, ok, hai că poate sunt drăguțe primele 2-3 zile că stai și te odihnești, că citești, că da, te plictisești la un moment dat și de citit, și de internet, și de filme, și de... și cred că asta face rău. Eu nu cred, sunt sigur că plictisul ăsta și lipsa de activitate face rău. Pentru pacienții cu COVID, la fel, a fost o perioadă dificilă, mai ales că izolarea asta are două aspecte. Unul fizic, cel că poți să te duci să-ți cumperi o felie de salam
Și al doilea, relațional, uman. Ok, avem telefoane cu cameră, putem să ne vedem pe cameră, a, ce drăguț e că vorbim, dar nu e același lucru ca atunci când interacționăm cu omul față în față și vorbim cu prietenii, ne întâlnim cu rudele. Izolarea e foarte dificilă pentru toată lumea. Și avem și nevoi, respectiv pacienții care sunt izolați la domiciliu au nevoie ca cineva să le facă cumpărături, dacă ei sunt singuri. Da. Cum ajută asociația în acest sens? Nu prea au solicitări. În general, pacientul cu tuberculoză, până în momentul ăsta, sau până în ultimii ani, perioada de izolare s-a petrecut în spital. La toți pacienții. Nu exista excepție. Sau, mă rog, erau foarte, foarte rare excepțiile. În ultima vreme, de când începem să tratăm noi tuberculoza la nivelul secolului 21 și putem trata în ambulator, se recomandă pacientului izolare la domiciliu, dar nu este acea izolare de la COVID. Adică omul nu e urmărit cu poliția dacă iese din casă sau nu. La fel, dacă stăm să ne gândim, ok, tu ești diagnosticat în momentul ăsta, dar de cel puțin o lună, două înainte ai putut infecta altă persoană. Și atunci dacă te duci până la magazinul din colț să-ți cumperi o sticlă de apă, nu e o nenorocere atât de mare. Adică nu trebuie să stai încuiat în casă la propriu. Plus că în aer liber tuberculoza nu se transmite, adică sunt șanse zero de a îmbolnăvi pe altcineva. Ideea de izolare la domiciliu este de a te izola de ceilalți membri ai familiei sau dacă lucrezi singur, atunci nu e o problemă. Tratamentul ambulatoriu a devenit o uzanță în România sau încă se mai internează? Încă se internează, nu. Aici noi necesităm o schimbare de paradigmă. Noi suntem popor balcanic. Avem o rezistență foarte mare la schimbări. Nu ne plac schimbările. Noi tratăm de 30 de ani încoace, da, de 30 de ani încoace, de vremea democrată a României, tratăm tuberculoza așa, merge omul la spital, ideal, nu vorbesc de înainte de 89, când nu aparținea, dacă statul zicea că trebuie să stai în spital, stăteai acolo, nu aveai cum să pleci. Dar problema e că chestia asta a trecut și încoace în democrație. Adică, și în general doctorii au încercat să trateze tuberculoza exclusiv în spital. Stai 6 luni aici, să fii eu sigur că iei tu medicamentele. Ceea ce nu era neapărat rău. Dar dacă ne gândim la perspectiva pacientului care trebuia să te-a închis, închis, tătea în spital 6 luni, adică se rupea de familie, se rupea de viață socială, de serviciu, de ce mai avea el pe acasă, era o condamnare asta practic. Acum începem să facem și noi tranziția și toată lumea vestică face chestia asta. Mă rog, în vest se face de multă vreme tratamentul în ambulator, adică omul este diagnosticat tuberculoză și tratamentul este inițiat în ambulator fără a mai fi nevoie de spitalizare. Bineînțeles, dacă omul se simte bine, dacă are condiția acasă să stea singur într-o cameră, să nu stea cu ceilalți membri ai familiei, dacă omul se simte rău, are efecte adverse mai dure la tratament, atunci e bine să stea în spital o săptămână, două, dar să nu condiționăm, și aici e schimbarea de paradigmă de care are nevoie România, să nu condiționăm omul să stea în spital. Și sistemul medical, cumva, unii medici, cei care au o viziune mai deschisă așa, sunt de acord și încurajează chestia asta, ceilalți care sunt mai conservatori, spun, domne, eu așa am tratat de 30 de ani, și am avut rezultate, mă rog, e discutabil, bune sau mai puțin bune, dar sigur a vindecat mulți oameni așa, de ce să schimb? De ce să... Adică nu... Și asta încercăm să-i provocăm, să punem papucii pacientului. Ok, ți-ar plăcea să stai 6 luni într-un spital? Cum arată spitalele în România? Să fim serioși, că nu e o bucurie să stai într-un spital din România, mai ales astea de tuberculoză, care sunt cele mai... nefericite clădiri din țara asta, nu e o fericire să stai acolo. Din perspectiva pacientului, vă spun că nu m-a afectat atât de tare diagnosticul de tuberculoză, faptul că trebuia să iau un pumn de pastile în fiecare zi, cât m-a băgat în depresie felul în care arăta spitalul și faptul că eram 100 de pacienți și aveam două toalete.
Adică trebuia să stai la rând grav și una dintre ele nu avea nici bec, a trebuit să vin becul de acasă. Adică, slavă Domnului, spitalul s-a închis în momentul ăla și eram buricul Bucureștiului. Adică nu era, nu știu unde, în țară. Deci, da, cumva persoana medicală are nevoie să pună în papucii pacientului să înțeleagă. Băi, nu e pentru nimeni o fericire să stai în spital. Chiar dacă spitalul arată frumos, chiar dacă toată lumea zâmbește, să fim serioși, nu toată lumea zâmbește în spitale din România.